Trebuie să încerc și eu să scriu, poate. Poate să mă ajute Dumnezeu și să ajungă și la mine. Da, ne-a închis lumina stăpânul la casă. Mă gândesc dimineața când să mă scol, la copii le trebuie mâncare. La prima căsnicie m-am măritat, am trăit 2 ani de zile la primul bărbat. După asta m-am despărțit. Nu era demn ca să fac familie. Am trăit vreo 5 ani singură, cu ajutorul părinților câte o leacă. După asta am încercat să-mi refac viața, crezând ca să-mi fie mai bine. Tot nu a fost, tot cam aproximativ tot 2 ani de zile am trăit cu a doilea soț. El s-a dus psihotare, spunând că mă duc la lucru, a să vin și a să fie mai bine. După vreo 3 luni de zile m-a sunat și mi-a spus că el acolo trăiește cu alta. Mai departe, dar am trăit în raionul Rezina cu a doilea bărbat. Am trăit acolo de 2 ani de zile, tot am lucrând așa cu ziua. Dar mă învăț că și copiii cresc, e mai grea situația. M-am mutat aici în sat. Tot așa la gază, ca să-mi fie mai ușor, părinții mai aproape. La dânsul tot fratele după accident și tot e grea situația, fiindcă numai tata lucrează. Eu stau la gază, părinții nu locuiesc departe, mă mai ajută în privința la plata grădiniței, cu lemnele, așa, câte o leacă. Așa încet și ori, așa mergem înainte. Am văzut pe internet, m-am uitat, am văzut emisiunea dumneavoastră, m-am uitat eu cum le privesc, mă uit des la emisiunea asta. Și zic, trebuie să încerc și eu să scriu, poate a să mă ajute Dumnezeu și a să ajungă și la mine. Să-mi fie mai ușor. Și așa, încet și ori am o femeie care, unde lucrez ca să pot achita grădinița, să pot întreține în privința la mâncare, la lemne, mă duc la dânsa la lucru și câte o leacă, măcar așa. Așa mergem înainte. Altfel. Cred că dacă ați fi de-am primăvară, ați fi mai ușor. De-am băietul la grădiniță, m-am gândit ca să mă angajez undeva la lucru, ca să îi pot întreține. Pentru părinții e greu. Fratele nu lucrează. S-a găsit o fată, trăiește acolo la Chișinău, de-am el, dar oricum. Tot când e la părinți, tot e mai bine. Când îi mai trimite geante, îi mai... Așa. Da, ne-a închis lumina. Stăpânul la casă, că nu a fost ultima dată acasă, a fost deconectat, nu a fost pus plomb la lumină. Și cât o stat aici, au scos plombă, o să nu a prins lumină. De-am venit de la Red Not și ne-a spus că dacă n-am sachit conectarea la lumină, ștraful l-a plătit pentru că se... Nu că o scos lumina, dar conectarea de la pelon și de la contur nu a achitat-o. Și de-am cât au fost sărbătorile, m-au rămas, am stat cu lumină. Dar am vreo două săptămâni.
au venit și ne-au pus plombă, ne-au spus că vreți achitați dacă vreți să aveți lumină, dacă nu, asta e datoria noastră ca să facem. Cât vreți achitați de contractare? 1.280 de la cum? De la cum tot? Încă stai cu mine. Sunt 600 ceva la, de la pe loc. Până și să grămădesc bani pentru să achit conectările. Dar mă stau așa, ca altfel. Ați plâns azi dimineața, mamă? Așa, mă, dacă. Sau mie, nu, mi se pare că ochii sunt așa, parcă plângi. Sau de bucurie ați plâns, că venim noi. Da, puțin de emoții. Dar plângeți și de ce plângeți, de obicei? Mă gândesc dimineața când mă scol la copii, le trebuie mâncare, un ceai, un stizi iară, și când nu ai... Câți lei aveți în casă acum? Niciun leu. Niciun leu. De lucru nu aveți, lei nu aveți, lumină nu aveți. Așa am privința la asta, mă mai duc la mama, mai... Pentru că se îngreîncarcă telefonul, pot să aprind măcar bateria, de asta că n-ar fi de la telefon. Nu stau cu lumânarea, că e cam periculos amuia. Mai adorm. Deci asta e cu minte. V-ați rugat ca să ajungem la dumneavoastră? Da. Când v-ați rugat? Cu ce cuvinte v-ați rugat? Da, Doamne, Iisus Hristos, să ajungă și la noi, măcar să ne fie, să ne fie mai bine față de cum ne-a fost până acum. Ați avut speranță că o să ajungem? Da. La copii le-ați spus dimineață că venim? Da. Cum te cheamă? Andrian. Andrian, ia-mi spune, mama ți-a spus că venim noi azi la tine cu Daru? Da. Și te-ai bucurat? Ah, câți ani ai? 19 ani, în august. Mergi la școală? Și în ce clasă ești? Hai spune în ce clasă. A patra. A patra, bravo. Da. Nu, ce e, Andrian? Mergem să descărcăm, să aducem tot aici în ogradă și să ștergem la mama lacrimile? Mergi să ne ajuți, așa ca bărbat mare. Și mai ai un frățior, da? Mai mic. Cum îl cheamă? Mișa. Mișa. Mișa, mergi să ne ajuți. Bravo! Bine, atunci, mame, mergem la microbus să descărcăm totul și să-i mulțumim lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun și milostiv. Și Dumnezeu, într-adevăr, a făcut asta o minune pentru voi. Hai să mergem. Noi vă mulțumim, vă dorim sănătate, să ajungem la alții cărțile fie mai bine. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim că bunătatea ta s-a reînnoit față de noi încă de la începutul zilei. Te rugăm să vii în inimile noastre ca Domn și Stăpânitor. Și de astăzi Tu să domnești peste mine și peste familia mea. Îți mulțumesc pentru bunătatea ta și pentru că într-o zi ai ales să mori pe cruce pentru noi. Noi lăudăm și slăvim numele Tău. În veci, amin. Thank you.
Domnului că m-a ajutat. Și la oamenii care bun la suflet, le mulțumim, le dorim sănătate. Fac ajutor mai înainte. Dar în primul rând îi mulțumim Domnului că ne-au auzit, ne-au ascultat rugăciunile. Și dumneavoastră vă mulțumim că ați ajuns la noi. Să vă abonați la canalul nostru Casa de Prostenie Chișinău. Următorul clip va fi despre... Tata are cancer. Să nu mă după cu salariul lui creață. Și copil mic, nu mă pot duși vara, mă mai duc. Dimitiuț. Să știu și soarta să ai bine. Și noi jinoveți cu Nică, părinții jinoveți. Eu jinovată. Familia dumneavoastră. Asta este dragostea lui, asta este puterea lui și... De azi înainte, ne vom ruga pe fiecare sală.